și avem în tabloul evanghelic a zilei de azi următorul lucru. 1. Judecata lui Dumnezeu cea mare, care iartă orice, și o găsim reprezentată prin stăpânul care iartă 500 de talanți, parcă, sau 5.000 de talanți, 10.000 de talanți. Și o găsim în judecata noastră a oamenilor, a celor mici de jos, și aici intru direct cu referința în ceea ce vă spuneam altă dată, chintesența rugăciunii Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică în momentul în care am ieșit de la spovedanie, dezlegați și absolviți de orice fel de păcat, dezlegați și absolviți de orice greșeală, totuși noi uităm că trebuie să iertăm pe cei ce ne greșesc nouă și continuăm să ținem minte ura, pisma, invidia, răutatea, răzbunarea, neiertarea, clevetirea, dușmania și toate celelalte apucături mărunte pe care le manifestăm în mod diabolic asupra celor din jurul nostru. Dacă ar fi să facem o radiografie a ceea ce numim noi iertare, putem spune că trăim din plin sentimentul de invidie și orgoliu, pentru că am devenit mai subțiri ca circuitele integrate care fac între ele flamă atunci când produc curent și energie și se scurt-circuitează. Am putea enumera nerăbdarea la rând la spovedit, cât ai băgat în față, cât ai băgat înainte. Nu este o motivație pentru a te enerva atâta timp cât ai venit să asculți sfânta și dumnezească liturghie, stai liniștit acolo în rând, meditezi la rugăciunea care o ai în minte și în momentul ce preotul te cunoaște, dacă faci o analiză, constați că toți cei care sunt acum aici sau cei care mai sunt la cuvânt, care au avut de împărtășit, au trecut pe la preot și au primit sfintele taine. Dacă te-ai enervat o oră înainte de a ajunge la rând, nu este aceeași echivalență sufletească cu dacă ai avut răbdare o oră la rând. Și vă dau un cuvânt de folos simplu despre această situație. Pe când Iisus mergea printre mulțimi, deci vorbim tot de sistemul de îmbulzeală, dacă e să o luăm așa, chiar el întreabă, cine s-a atins de mine? La care Petru, care era om simplu și apostol pământesc, își permite să corecteze întrebarea divină a Mântuitorului Iisus Hristos și să pună o întrebare la nivel omenesc. Doamne, dar la câtă lume te îmbulzește? E posibil să mai întreb cine s-a atins de tine? Adică cum aș trece eu acum printr-o mare de oameni și fiecare se atinge de tine și tu întrebi cine m-a atins? Totuși Mântuitorul ne arată cine s-a atins de el. Am simțit că o putere a ieșit din mine. Deci astăzi Mântuitorul s-a atins de toți cei care s-au împărtășit cu evlavie, cu răbdare, fără încăpățânare, fără grabă, fără viteză, fără agitație, fără stres, pentru că sufletul trebuie să fie liniștit. Deci când vii ca datornic în fața lui Hristos, spui așa: Stăpâne, sluga ta se închină, îngăduim și îți voi plăti tot. Deci dacă noi cerem la Dumnezeu îngăduință pentru neputința noastră, dacă noi cerem dezlegare păcatelor noastre, dacă noi cerem iertare patimilor noastre, dacă noi cerem iertare slăbiciunilor noastre, dacă noi cerem iertare apucăturilor noastre, și uneori sunt obraznice și tupeiste, și totuși Dumnezeu ne iartă. De 2000 de ani, preotul produce același act care se numește iertare și epicleză, spunând, te iert și te dezleg cu puterea ce mi-este dată, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și îți las ție toate păcatele, eu nevrednic, preot și duhovnic. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și dacă tu ai primit iertarea și se așteaptă să plătești cu îngăduință, adică printr-o metanie, printr-o zi de post, printr-o catismă citită la psaltire, printr-o închinăciune, printr-un acatism citit cu evlavie în taină acasă, de ce nu poți să-l ierți pe celălalt de lângă tine care e apucat și străchiat ca și tine sau puțin mai apucat decât tine? Pentru că toți avem slăbiciunile noastre. Trecând în partea cea de-a doua a Evangheliei, spune așa: milostivindu-se stăpânul de ele, a dat drumul și i-a iertat toată datoria. Deci în clipa când plecăm de la Mântuitorul Iisus Hristos din tinda bisericii sau din fața potirului, în clipa respectivă noi suntem curați ca fulgi de zăpadă. Spunea cineva de dimineață, o băbuță teologică, cum le spun eu, dar nu mi se pare că m-am spovedit cu cuget curat. Zic, dar de ce? Păi da, dar parcă e așa în grabă. Povești de Petre Ispirescu, citiți acasă. Când vii la spovedit la duhovnic, trebuie să ai în mintea ta 4 lucruri clare. N-am mai păcătuit opritor de împărtășanie de la ultima spovedanie, n-am mai făcut rău la nimeni de la ultima spovedanie, nu port răutate la nimeni de la ultima spovedanie, mă rog, sunt curat cu trupul, mă închin și cred în Dumnezeu. Aceasta este activitatea pe care o ai de spus la Sfânta Spovedanie. Iar dacă ești om păcătos, poți să spui: am fumat și e aghiazmă mare, am băut și e aghiazmă mare, am desfrânat și e aghiazmă mare, am înjurat și e aghiazmă mare, nu m-am rugat și e aghiazmă mare. Deci nu vii să povestești în șir de mărgărite, pentru că duhovnicul rămâne același, unul singur, iar voi sunteți cei mulți. Și dacă ar fi să o iei după învățătura cărții, sunt metode în care, dacă vrei, poți să o faci după carte, numai că litera ucide și duhul dă viață. Un duhovnic n-are voie să facă mai mult de 20-30 de spovedanii într-o zi, chipurile să nu se încarce psihologic, adică cu mintea. Ei, de azi dimineață voi v-ați împărtășit vreo 102. Deci trebuia planificat cam pe 4-5 zile toate aceste spovedanii. Dacă s-au putut face toate într-o zi, s-au putut face din mila lui Dumnezeu și din răbdarea voastră și din îngăduința Preasfintei Treimi, tolerându-ne unii pe alții și iertându-ne unii pe alții de toată datoria și mergând acasă liniștiți cu cugetul împăcat că ați făcut o treabă bună pentru Dumnezeu. Cine mai vrea taifas și povești când s-a terminat toată slujba și a plecat toată lumea? Veniți și mai povestim. O vorbă, o întrebare, un sfat, o idee, o întâmplare, o soluție, dar acelea nu țin de spovedanie, ci acelea țin de sfatul duhovnicesc care se poate lua și dintr-o predică, se poate lua și dintr-o carte sau, la modul concret, părinte, mâine mi se mărită fata, cum procedez? Citește Paraclisul Maicii Domnului, uită-te să ai un băiat bun și roagă-te la Dumnezeu să-ți facă nepoți sănătoși. Deci așa se dă o soluție. Părintele Arsenie Boca avea un obicei, nu vorbesc de el sub forma de reclamă, ci doar ca idee. Când venea omul la el, fără ca să insiste prea mult, probabil că și de aceea și rămas celebru în lumea populară a bisericii și a credincioșilor, spunea așa: tu nu te apropia, întâi rezolvă-ți problemele în casă și după aceea mă cauți, puneți ordine în viață. Vă dați seama. Eu, dita mai persoana, cu traista în spate, venit de la distanță, să primesc un refuz din ăla categoric, dar un sfat care să te spintece direct în două, la secțiune transversală. Du-te și îți spune ordine în familie, în casă, în gânduri și apoi vii și mă cauți. Deci, cu ce scop vii dacă în viața ta e vraiște? Deci, începi să pui început bun și să te spovedești încă din casă de la tine. Și îmi place când scrie câte o doamnă în îndreptarul de spovedanie: părinte, să știți că am postit tot postul și trupește și sufletește, mi-a fost puțin mai greu că a trebuit să duc muncă de lămurire cu soțul. Eu știu despre ce e vorba. Ei, ai spovedanie deja și în același timp misiune. Pentru că ea timp de o săptămână sau două până s-a împărtășit, l-a făcut pe nenea călugăr, l-a ținut la respect, i-a dat mâncare de post și i-a spus, ia mai duci și te mai roagă, mai ia o pauză. Ei, asta înseamnă jertfă de sine și voință de sine în propria familie. Deci femeia devine ca preotul și ca duhovnicul, sau poate bărbatul devine ca preotul și ca duhovnicul. Ei, altă dată când venea cineva la Părintele Arsenie, spunea așa, știu că ești bolnav, știu că ai probleme, dar înainte de a te vindeca, îndreaptă-ți viața. Adică mulțimea păcatelor tale pot cântări asupra faptelor tale și atunci, cum spune Mântuitorul, ce este mai lesne să zici? Ia-ți spatul tău și umblă? Sau nu mai greși, te-ai făcut sănătos? Deci cel mai ușor este ca în actul de spovedanie să încercăm să nu mai greșim și să ne facem sănătoși. Să știți că am să vă mărturisesc o idee simplă și pentru că e post, vă spun, nu pentru faptul că trebuie spus în Evanghelia de azi. Nu sunt adeptul opririi de împărtășanie pe un termen exagerat, maxim dacă sunt 3, 4, 5, 6 ani, n-am dat niciodată într-un mod exagerat, poate prin primii ani ai tinereții și după o vreme când vedeam că omul s-a îndreptat, îi iertam și îi dezlegam, dar nu sunt adeptul în momentul în care vii la împărtășit, tu să nu știi că trebuie să vii nemâncat. Părinte, dați bolnav, n-are treabă boala cu împărtășania. Când îți ia doctorul analiză, ce-ți spune? Nu mănânci că-ți trag sânge, da? Să-ți fac parametri. Așa este și cu Sfânta Împărtășanie. Când primești sânge dumnezeiesc, transfuzia divină, tu trebuie să fii nemâncat ca să iasă analizele bune. Nu faptul că ai mâncat, că în primele veacuri creștine împărtășania tocmai pe mâncat se dădea. Dar oamenii deveniseră porcoși, beau, mâncau la agape și deveneau lacomi și vomitau sau se îmbătau și le era rău. Și atunci, prin sinoadele apostolice, s-a hotărât. Decretăm și hotărâm. Sfânta Împărtășanie se ia în cadrul Sfintei Liturghii, deci când vii duminica la liturghie sau sărbătoare, pe nemâncat și pe nebăut, ca omul să aibă acea evlavie și trezvie, să simtă că l-a primit pe Hristos. Deci după ce ai mâncat bine și te-ai îmbătat, la ce să-l mai pui și pe Hristos deasupra? Deci ăsta e scopul pentru care noi venim nemâncați la Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie. Nu e o lege care taie capul, că mai vine câte o mămică și spune, știți, fetița a scăpat o gură de apă, aia nu e o crimă. Deci aia nu e ceva capital care trebuie condamnat. Dar când l-ai giftuit bine acasă sau l-ai hrănit bine și spui împărtășiți-l, părinte, că nu poate posti, aia era voință. Iei pachetelul în gentuță și l-ai adus la împărtășit. Un alt lucru foarte important care trebuie să-l țineți cont la Sfânta Împărtășanie este evlavia cu care primiți Sfânta Împărtășanie. Repet și am sesizat, nu multe cazuri, dar avem. Părinte, m-aș putea împărtăși, ați postit? Nu. Dați-mi niște aghiazmă mare. Nu e tot una să iei aghiazmă mare și nu e tot una să te împărtășești. Aghiazma mare te curățește, Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie te îndumnezeiește. Ei, a face așa o radiografie săgeată, nu contează ce-mi dați, dați-mi ceva ca să plec, folosesc aceeași expresie care am spus-o de multe ori. Dacă ai venit să te grăbești, du-te unde ții graba. Dacă te așteaptă mașina, du-te și îți rezolvă problema cu mașina. Dacă te așteaptă autobuzul, du-te și îți rezolvă problema cu autobuzul. Dacă ai legătură la tren, du-te și îți rezolvă problema cu trenul. Dacă ai venit la Hristos, nu ieși din ograda bisericii până ce nu s-a spus rugăciunea Tatăl nostru, să se termine Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să poți lua aghiazma și anafora, sau poate ai luat-o dimineață la prima oră, sau să auzi din gura preotului binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu a său dar și a sa iubire de oameni. Ce înseamnă acest cuvânt, binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și a sa iubire de oameni? Este echivalentul trecerii lui Moise prin Marea Roșie, când a aruncat cu toiagul întâi așa de-a lungul și marea s-a despicat și omul a trecut din țara păcatului în țara lui Dumnezeu, în pământul făgăduinței, deci ați ieșit din lumea păcatului pământesc și ați intrat în raiul lui Dumnezeu, cel creștinesc, iar când pecetluiește marea invers și dușmanii rămân în apă, iar cei de pe uscat rămân întregi și nevătămați, este simbolul că ați ucis păcatul și a rămas omul demn, omul curat, omul adevărat și omul plăcut lui Dumnezeu. Deci vă duceți acasă cu cununa binecuvântării dumnezeiești, așa cum spune la psalm, însemnatul sa peste noi lumina feței tale, cu pace ne vom culca și vom adormi, că Tu, Doamne, deosebi într-o nădejde ne-ai așezat pe noi. Deci când adormi cu Dumnezeu, seara în gând, când te pui în pat și adormi cu Dumnezeu în gând, când tragi plapuma pe tine și adormi în gând cu Dumnezeu, când ațipești și la oră de prânz un ceas și adormi cu Dumnezeu, tu ai binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine. Și vă amintesc că am trăit o singură dată această neplăcută surpriză. Era în ziua de tăierea capului Ioan Botezătorul, erau doi oameni foarte evlavioși, aveau o panoramă de magazin. Părinte, ne ducem că a venit control, era pe la jumatea liturghiei. Și am zis, dar nu stați totuși până la tatăl nostru, dar nu știu aia când veniți. A, nu părinte, ne grăbim, trebuie să ne grăbim. Și amândoi beții oameni au intrat sub un tir undeva între Vaslui și Iași și acolo de câte ori trec văd crucea și mă gândesc, ne grăbim. Deci, de aia când se dă binecuvântarea din biserică, îngerul păzitor merge în fața mașinii tale și te ferește. În loc să sari prin parbrizul, ei în șanț și nu moare nimeni, în loc să te izbească un zăpăcit care nu conduce corect, îl vezi tu și îl ocolești și așa mai departe. Deci această binecuvântare, chiar dacă la prima vedere nu se vede, ea are legătură în acest cuvânt.